Ministrul Sănătății a fost mulțumit în urma vizitei la Spitalul Județean de Urgență, întrucât a găsit totul în ordine, iar instituția medicală arată foarte bine fiind renovată recent. Unul dintre motivele pentru care Nicolae Bănicioiu a venit la Târgoviște este reprezentat de problema bolnavilor legați de paturi cu pijamale. Am vizitat secția ATI, nu? N-am găsit pacienți legați de paturi, în schimb am auzit ceea ce cazul despre care ați relatat dumneavoastră în presă și a fost una din întrebările pe care le-am pus acolo. Este o anchetă în curs, cred că șeful de secție cred că ar putea să vină și să vorbească cu dumneavoastră. Ancheta însă pe care am comandat-o eu de la Direcția de Sănătate Publică, luni cred că poate să prezinte concluziile și raportul și chiar v-aș ruga să le prezentați presei. De asemenea, acesta a lămurit și problema pacienților cu HIV, al căror tratament a fost întrerupt o perioadă din cauza lipsei banilor din sistemul medical. Și asta este o problemă foarte gravă. După cum știți, bugetele le-a făcut altcineva și, din punctul meu de vedere, a fost o greșeală pentru că nu s-a făcut o licitație și o achiziție centralizată. Fiind totul împărțit pe mai multe segmente, au apărut tot felul de inadvertențe de cele pe care le semnalați dumneavoastră, eu știu că am intervenit. Da, ați intervenit și s-a rezolvat, da. Personal, da. Bun. Anul acesta, repet, practic stingem incendii pe partea cu HIV-SIDA, da. HIV-SIDA, dar la anul preluăm obiceiul bun de până în 2007, aceea de a face achiziții centralizate de medicamente și atunci le asigurăm noi de la începutul anului. Cea mai mare problemă o reprezintă în continuare lipsa medicilor, însă cu acest lucru se confruntă toată țara, nu doar județul nostru. După vizitarea tuturor secțiilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență, Ministrul Sănătății a avut o întâlnire cu toți medicii dâmbovițeni pentru a discuta despre cele mai importante probleme din sistemul medical.